Copacul cu dorințe. Un călător ostenit s-a pus la umbra unui copac fără să știe că era un copac fermecat care putea îndeplini orice dorință. Cum stătea el așa pe pământul tare, s-a gândit deodată cât de plăcut ar fi să se odihnească într-un pat moale. Pe dată, patul a răsărit alături. Uluit, omul s-a întins pe pat, spunându-și că s-ar simți în culmea fericirii dacă ar avea lângă el o tânără care să-i maseze picioarele înțepenite. Tânăra a apărut și a început să-i maseze picioarele într-un chip nespus de plăcut. Mi-e foame, și-a spus omul, și-ar fi strașnic să mănânc ceva chiar acum. S-a așternut pe dat o masă încărcată cu tot soiul de bunătăți. Omul s-a așezat la masă, a mâncat și a băut pe săturate. Se cam amețise. I se închideau ochii de vin și de oboseală. S-a lungit așadar pe pat, gândindu-se la minunatele întâmplări din ziua aceea. Am să dorm doar un ceas, două. Numai să nu treacă pe aici vreun tigru în timp ce dor. Tigrul a ieșit ca din pământ și l-a sfârtecat.